Imediat ce a trecut de votul Parlamentului, noul cabinet de miniștri, condus de premierul Dorin Recean, a mers la președinție, unde a depus jurământul de investire în prezența șefei statului Maia Sandu și a președintelui legislativului Igor Grosu. După ceremonia specială, Maia Sandu a venit cu un mesaj pentru vechii și noi miniștri, în care a vorbit despre principalele sarcini ale noului guvern. Cei 15 miniștri din noul cabinet, în frunte cu noul prim-ministru Dorin Recean, au jurat să respecte Constituția și legile țării. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova. Să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Președintele Maia Sandu a declarat că sarcina noului guvern este să ofere siguranță cetățenilor și să pună țara pe făgașul reconstrucției și dezvoltării, în pofida tuturor crizelor și provocărilor. Aveți de administrat treburile țării într-o perioadă foarte dificilă, marcată de multiple crize. Așteptările oamenilor față de dumneavoastră și față de stat, în general, sunt foarte mari. Republica Moldova trebuie nu doar să reziste, ci trebuie să se dezvolte. În acest an și în anii care vin, trebuie să reconstruim economia. Potrivit legii, noul guvern începe să-și exercite atribuțiile din ziua depunerii jurământului în fața șefului statului.